Propunerea legislativă pentru modificarea legii privind acordarea tichetelor de masă a fost adoptată la începutul acestei săptămâni de senatori cu 77 de voturi pentru, un vot împotrivă și o abținere. Astfel, potrivit propunerii de act normativ, valoarea nominală a unui tichet de masă ar putea fi stabilită la suma de 13 lei. Inițiatorii sunt de părere că prin creșterea valorii nominale a tichetelor de masă, statul ar avea posibilitatea să implementeze o facilitate fiscală care asigură o mai bună colectare a taxelor și impozitelor, diminuându-se astfel economia subterană. Totodată, aceștia au arătat că valoarea pe zi a tichetelor de masă din România este printre cele mai scăzute din Europa, și anume aproximativ 2,13 euro. Față de celelalte țări, Austria cu 4,40 de euro, Belgia 7 euro, Franța 10,58 de euro, Grecia 6 euro, Slovacia 4,20 de euro. Executivul nu a susținut adoptarea acestei inițiative legislative, considerând că în strategia fiscal-bugetară pe perioada 2016-2018 nu au fost avute în vedere fonduri pentru majorarea valorii tichetelor de masă. De asemenea, potrivit punctului de vedere emis de guvern, majorarea valorii nominale a unui tichet de masă la suma de 13 lei ar genera influențe financiare suplimentare asupra cheltuielilor de personal ale bugetului consolidat de circa 135,8 milioane de lei anual, respectiv 67,9 milioane de lei în anul 2016. Acum că a trecut de Senat, proiectul de lege va ajunge la Camera Deputaților for decizional în acest caz.